că tocmai acum v-a sosit și blonda aia cu fața de pește rece. Emma? Emma, evident! Tu nu ești blondă natural. Nu, Emma vine încoace. Ce? Voi două! Repede! E totul bine? De ce? Nu știi că e gratis să-ți refaci machiajul în public? Deci? Misiune îndeplinită. Jurnalul ăsta e o mină de informații. Adică? Adică ce ar trebui să aibă băiatul ideal pentru ea? Și ce are de-a face cu Cristian? Vrei să te răzbuni pe Cristian, nu? Da. Știi vreo modalitate mai bună decât suflându-i fata care îi place? Nu. Deci tu vrei să găsești un băiat cu toate aturile la care visează Emma și să-i cuplezi? Mai mult de atât, Tom. O să-i fabricăm noi prințul ei din poveste. Ah, genial! Și te-ai gândit deja la un candidat? Tom, planul e infailibil. Putem alege pe oricine. Salutare! Ați văzut ce pas am dat? Din păcate, da. Barto, vrem să-ți încredințăm o misiune foarte delicată. Ordonați! Ești tu sigură că va funcționa? Stai calm. Vom avea nevoie de ore de antrenament. Dar îl vom transforma pe Barto în prințul perfect. Testul la scorpionul e în câteva zile, da? Bine, atunci... Sectoarele economice sunt... A ieșit noua colecție de la Glitter Heart. E casa mea de modă preferată. Mm-hmm. Pe tine te interesează doar moda, așa-i? Să zicem mai ales. Bine. Bluza ta este? Luna Merinos. E o stilistă? Nu, Sam. E un material. Vine de la oile din rasa Merinos. Ah. Sunt extraordinar de pufoase și drăgălașe.